Este un timp în care cred că inițiativa, și asta chiar în domeniul muzicii, este foarte mare, pentru că văd câți prieteni muzicieni în întreaga lume au pornit festivaluri, au creat serii de concerte, deci au mișcat lucrurile la un nivel extrem de înalt. În România, veți vedea, în următorii ani se vor schimba foarte multe lucruri, pentru că sistemul cum este acum nu mai funcționează, pentru că mulți așteaptă. Așteaptă finanțări și așteaptă, trebuie și să faci pentru asta. Ceva de sus, nu știu ceva de unde de sus. Și văd și foarte mulți muzicieni, îmi dau seama că nu au condiții cele mai bune de lucru, dar nici direcțiunile instituțiilor nu se ocupă să atragă fonduri private.